ce mergi mari? Dar cine cu dumneavoastră vă duceți la întrunirea legei chiriașilor? Nu, domnule, noi am rezolvat problema chiriilor după legea lui Hudalgo. Cum asta? Cum? Suntem cu libera tranzacție, umblăm toată vremea cu casa Sânare. Păi astea nu sunt casele dumneavoastră? Ba da, ni le-a făcut guvernul după noua lege a construcțiilor. Nu puteți sta în casă mai mult la un loc? Nu, domnule, astea sunt case moderne. Nu pot sta două persoane într-o casă. Câte ieșiri aveți la casă? Una. Când vrem să ieșim, ieșim pe vrânt și când vrem să intrăm, intrăm pe unde am ieșit. Dar cum puteți sta cu coarnele în casă? E, ce ala face? La dumneavoastră bărbați insurați nu stau în casă. Și dumneavoastră ce ai pus bile de închiriat? Eu sunt închiriez un subsol la mansamă. Hei, care v-a să zică stați bine, ce vă pasă? Da, de unde, domnule, ne-au omorât conciera și impozite. Sau ce să-i faci, răbdăm, închisim și când vedem că nu mai putem, zicem așa câte o vorbă mare. Ca omul la casa lui. Merg, potopil, scoate coarne boierești. Și te duc ca să plătești virul până te stătești. Te duc la percepție să plătești pe stație. Și te duc la minister să plătești la ușier. Să plătești până la sus, pe magiarul să-l auzi. Deci și ultimii miștari să plătești sub secretari. La chefeie cu tizori să plătești până să mori. Și te duc cu pată, ca mori cu plată. Și te duc la cimitir, că și acolo e cu vin. Potopil, ia cu voi indignare, pe mine, să fiți o protomare. Și te duc la parlament, sau zici la sentiment. Prima lege să te ții cu 5 timpuri de pe zi. Să te-a lucrut altul mai să te facă înăpătări. Lege de construcția, cu Castelefania. Legea timpului de zon, oricum timpul de ajutor. Lege de armonizări, prinde-ntoasă cu răperi. Lege de papă necotate, cu afaceri ca pe roate. Și la urmă de te alegi, toate sunt fără de legi. Și când vei, câte legi te are, pe mine, să fiți o părtă mare. Și te duc la tanti guri, să vezi de ce picuri. Să vezi cu polițele, cum îl curgă intele. Să vezi cu săpântâie, să vezi cu săpântâie. Cum îl prinde șarele.